Concesionarii suprafeței pe care a funcționat Clubul Savoi au lăsat betoane în Parcul Cancicov în loc de spațiu verde. Spațiul verde, și așa insuficient, a fost transformat în betoane lăsate în paragină la un an de la expirarea contractului de concesiune. Totul se petrece în una din puținele oaze de verdeață din Bacău. Betoane abandonate în loc de spațiu verde. Asta au lăsat în urmă foștii concesionari ai suprafeței din mijlocul parcului Cancicov, pe care a funcționat până la expirarea contractului de concesiune în iulie 2009 Clubul Savoi de mini-golf. Cu toate că în contractele de concesiune de regulă se prevede readucerea terenului la starea inițială, în parcul Cancicov domnesc betoanele în locul spațiului verde pe care a funcționat Clubul Savoi. A expirat din luna iunie anul trecut. Am înțeles. Este desfințat Clubul Savoi sau ceea ce a fost odată cu Clubul Savoi, și-au luat cea mai mare parte din amenajări, din bănci, din ce... Așa au rămas pe loc doar betoanele alea care făceau parte din schema de joc. Șefa Direcției de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bacău spune că nu cunoaște detaliile contractului de concesiune cu pricina. Nu cunosc prevederile contractului de concesionare, deci chiar nu cunosc prevederile contractului de concesionare. Dacă așa erau condițiile înscrise în contract, deci nu gestionez, eu gestionez administrarea parcului, dar contractele de concesionare le gestionează Direcția de Patrimoniu. De respectarea regulilor și prevederilor în domeniul mediului pe acest spațiu se ocupă Poliția Primăriei Bacău prin departamentul specializat. Însă, deși la o oră rezonabilă, în intervalul orar 14-15:30, reprezentantul Poliției Primăriei nu a fost de găsit la birou. Cert e că Parcul Cancicov va intra într-un proces de reabilitare dacă proiectul în acest sens va primi undă verde de finanțare. Parcul Cancicov va intra într-un program de reabilitare. Intenționăm să lucrăm un proiect de reabilitare a parcului, să-l depunem la administrația Fondului de Mediu pentru finanțare nerambursabilă.